Salutare prieteni, astăzi vom tăia lemne, însă înainte de a începe tot videoul vreau să mă asigur de un lucru. Am postat un video săptămâna trecută, am făcut leagănul ăsta și vreau să vă spun un lucru. Înainte de a vă apuca de ceva, ca și copii sau poate ca și persoane care nu aveți experiență, trebuie neapărat să aveți siguranță. Și prin siguranță mă refer la ochelari de protecție, mănuși, și eventual, dacă sunteți copii, aveți nevoie neapărat de un părinte sau de cineva adult în preajma voastră ca să puteți să faceți leagănul în siguranță. Așa că hai să trecem la treabă. Și asta este creanga pe care o să o tăiem acum. Lemnele nu trebuie să fie neapărat uscate sau umede, ci trebuie să fie lemne luate dintr-un copac. Următorul lucru este să ne asigurăm că avem uneltele necesare pentru tăierea crengilor sau lemnelor și o să le enumăr aici. Am o perie, un clește, un fierăstrău, un polizor care ascute lame sau șurubenițe sau ustensile în general și nu în ultimul rând, cel mai important, poate aproape important sau poate opțional pentru unele cazuri, că avem fierăstrăul ăsta, este toporul. Vom începe prin a ascuți lama toporului pentru că n-am mai ascuțit lama asta de mult și ar trebui o repolizare ca să taie mai bine. Aveți foarte mare grijă, dacă ascuțiți cu polizorul, trebuie să aveți grijă ca nu cumva să vă loviți. Eu în cazul acesta o să port niște ochelari. Acum că mi-am pus ochelarii, putem să ascuțim lama de la topor foarte ușor și haideți să începem! Am terminat de ascuțit lama toporului și vom începe să tăiem această creangă cu fierăstrăul. Punem creanga pe masă, pasul următor este să luăm fierăstrăul. După cum spuneam în videoul anterior, avem nevoie și de ulei. Acesta este un ulei mai vechi pe care îl folosim pentru treabă, nu pentru gătit. Și ne asigurăm, în general, nu este mare dificultate, trebuie să avem dimensiunea potrivită pentru atunci când facem focul. În cazul de față, dimensiunea pentru creangă, mai exact, începe de aici și vom termina pe undeva pe aici, probabil, sau pe aici. Asta în funcție și de creangă, dar în cazul nostru de față, creanga asta este mică. Noi trebuie să ajungem la nivelul acesta de crengi, aici adun eu lemnele și vedem cam ce dimensiuni sunt de crengi. Asta este o dimensiune optimă pentru soba în care fac eu focul. O să vă arăt imediat și unde facem focul. Însă haideți să tăiem această creangă. După cum vedeți, pun piciorul pe creangă ca să o țin, pentru că nu prea e cum să ții crengile astea așa decât cu piciorul, că se mișcă și cel mai ok este așa. Am tăiat această creangă și după cum vedeți am tăiat-o destul de ușor pentru că lama de la acest fierăstrău este o lamă bună și pentru lama aceasta îi mulțumesc lui tata. Și haideți să terminăm tăierea acestei crengi până terminăm toată creanga de tăiat. La bețe un pic mai ușor, pentru că bețele se rup cu mâna și în cazul de față putem să le rupem ușor, la dimensiunea potrivită, poate mai mici, poate mai mari, bețele se rup ușor. Iar după cum observăm, fierăstrăul începe să se prindă în lemn și ce trebuie să facem este să luăm un pic ulei, desfacem sticla de ulei și începem să punem foarte puțin pe lamă, pe ambele părți ale lamei, ca să alunece atunci când tăiem. Se pare că am pus cam mult, însă ce facem acum? Lăsăm uleiul să se scurgă pe toată lama și se pare că s-a scurs pe toată lama, cum vedem. Și mai avem partea aceasta. Pe partea aceasta avem puține picături de ulei și haideți foarte ușor să dăm și aici cu puțin ulei. Haideți să facem un test, să vedem dacă alunecă mai bine acum și dacă taie mai repede creanga. Și foarte ușor s-a tăiat acum. Vedeți ce fain? Pentru mine personal, atunci când se taie așa bine creanga, e un lucru bun. vă întrebați oare de ce se mai folosește oporul dacă ai un fierăstrău. În cazul de față, creanga pe care am tăiat-o era o creangă micuță și creanga fiind mai mică se poate tăia ușor cu fierăstrău. Dar avem și crengi mari. Crengile mari le tem cu fierăstrău poate până la jumătate și cu toporul tem restul crengii. Haideți să luăm foarte ușor o creangă mai mare din grămadă de aici. O să alegem creanga aceasta, care este o creangă destul de mare, și să începem foarte ușor să tăiem o parte din ea. Nu o să tăiem pe toată pentru că a început să plouă. Vom tăia decât bucata asta, pentru că lemne de foc avem destule și vreau doar să vă arăt cam cum se taie cu toporul o parte din lemn. Acum că avem creanga pusă pe masă, vom tăia cam cât vom putea din ea. Pe la partea aceasta, pe la un sfert sau jumătatea crengii, începe să taie fierăstrău mai greu și în unele cazuri de-abia tăiem creanga. Puțin mai mult, după care vom tăia creanga cu toporul. Acum că am luat creanga cu mare atenție, o punem jos și ne vom uita unde am făcut tăietura cu fierăstrău. Iar noi am făcut tăietura pe undeva pe aici, după cum se observă, și în cazul de față vom lovi tot pe aici și vom mai întoarce pe măsură ce mai tăiem cu toporul creanga, ca să ajungem foarte bine la partea unde n-am tăiat cu fierăstrău, ca să putem să tăiem bucata aceasta de lemn. Tot cu toporul trebuie să avem foarte mare grijă să nu ne lovim. Începem prin a lua toporul și a lovi lemnul în partea unde am tăiat cu fierăstrău. Și aceasta este bucata noastră de lemn tăiată foarte ușor. Cred că se poate observa foarte ușor aici faptul că până aici am tăiat cu fierăstrău și de aici cu toporul. Casă, putem să le băgăm în sobă foarte ușor. Este o sobă pe gaz, însă noi folosim gazul doar atunci când este nevoie, mai exact atunci când este să pornim focul în sobă. De obicei, ce îmi place mie să fac este să iau lemnele mari, pentru că sunt cele mai ușor de mutat, și să le pun în grămada aceasta cu alte lemne, și crengile mici să le pun pe foc cel mai repede ca să scap de ele pentru a avea lemnele mari. Iar acum este momentul în care vom pune în sobă din lemne, dar nu înainte de a aprinde focul în sobă, tocmai ca să avem cu ce să aprindem lemnele. Ok, acum aprindem gazul. Acum că avem focul pornit, vom lua din lemnele pe care le-am tăiat și le vom băga în sobă alături de foc, una câte una, până ce vom umple soba cu lemne. Acum soba noastră, cu lemnele arzând, și mai umplem cât putem de multe, în așa fel încât să fie soba plină, tocmai ca să se facă căldură. După cum se vede aici, am umplut soba cu lemne, iar acum ce trebuie să facem este să închidem ușa de la sobă și să așteptăm să se mai aprindă focul și să se mai încălzească înăuntru sobei și să se mai facă focul acolo, iar pe măsură ce se va arde lemnul, vom pune în continuare alte lemne ca să putem să facem o temperatură ok aici. Acum, cât timp se mai aprinde focul în sobă și se mai încălzește soba, vreau să vă arăt ceva. După cum știți, în video-ul anterior am spus ceva despre faptul că copacii, cum ar fi nucul sau arțarul, produc o sevă și din seva respectivă se face sirop de arțar sau sirop de nuc. Eu am colectat dintr-o creangă, după ce am tuns copacul, după ce l-am aranjat, am tăiat crengile uscate și crengile care nu mai aduceau rod, am pus un borcan. În borcanul acesta am colecționat sevă de la nuc. Astăzi, pentru că a început să plouă, am luat seva colectată de la nuc și am fiert-o pe foc mic până s-a scurs tot lichidul, mai exact toată apa. Și cam asta a rămas și acesta se poate numi sirop de nuc și este un lucru super, are o aromă super bună și voi face un test încă o dată, acum că s-a mai răcit. Ok, nu are o densitate așa mare și nici mică, având în vedere că este sirop, este puțin gros, cum s-ar zice, dar să vedem ce gust are. Și sincer să fiu, este atât de bun, e o explozie de arome, dar arome de la nuc. Deci, dacă te gândești, ca să pot să dau un exemplu și să descriu ce gust are, această sevă este, deci, o combinație dintre un sirop pe care îl produce cineva, îl cumperi din magazin, are aromă de nucă, de scoarță de copac de nuc, dar într-un mod bun, are aromă dulce și parcă 4-5 gusturi care te duc nu neapărat în paradis, dar este super, super bun. Și felul cum atinge papilele gustative, avem aici sevă de nuc, mai de exact sevă procesată, care s-a făcut sirop de nuc și este super. Ardem câteva crengi care sunt uscate din nuc, care n-am mai adus rod, însă crengile care au mai rămas au produs seva aceasta și siropul ăsta este super. Pentru cine locuiește la țară sau cine are nuci, recomand, atunci când vedeți picături care curg din crengi, să puneți un vas sau un borcan sau o cană sub acele crengi și să colecționați seva respectivă, iar după să vă duceți acasă, să luați seva și să băgați pe aragaz până iese lichidul din ea și atunci o să rămână sirop. Și siropul ăsta este wow! Cred că cel mai ok se bea așa. Am văzut ceva pe YouTube despre ideea asta de sevă și trebuie cantități foarte mari pentru a produce puțin sirop. Într-adevăr așa este, dar trebuie să recunosc, rezultatul merită tot timpul și poate și energia pusă în a merge, a pune borcan pe copac, în a te duce înapoi cu borcanul și a fierbe seva până se face sirop. Acum hai să ne întoarcem la lemnele din sobă. Acum este momentul pentru a împinge crângile mari înăuntru mai mult, dacă se poate, dacă nu se poate, încă nu, dar e momentul în care luăm o unealtă, adică unealta aceasta care arată ca un cârlig, este special făcută pentru a aranja lemnele în foc, ca să nu ne ardem la mână, evident. Și acum vedem că putem să punem din crângile mai mari în interior, pentru că crânguțele mici s-au ars. În același timp, putem să luăm iarăși crenguțe și să le băgăm înăuntru aici în foc, ca să mai ardă în continuare. Ce trebuie făcut este să oprim focul de la gaz, pentru că lemnele noastre deja au început să ardă foarte bine și putem în continuare să mai adăugăm alte lemne, dar lemnele nu mai au nevoie de focul de la gaz. Prieteni, acesta a fost și videoul de pe ziua de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un subscribe. Puteți să-mi spuneți părerea voastră în comentarii dacă vă place genul acesta de conținut. Puteți să dați un like dacă v-a plăcut focul, dacă v-au plăcut lemnele, felul în care am tăiat lemnele astăzi și dacă v-a plăcut ideea de sevă sau de sirop de nuc. Până data viitoare, puteți să-mi spuneți în comentarii încă un lucru și acel lucru este: vă place genul ăsta de conținut sau ați vrea să postez challenge-uri sau lucruri de genul? Vă mulțumesc foarte mult că ați vizionat acest video și pace!